64, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te trebuie, eu îmi curăță-l tu. Lasă bre că merge și așa. Dar nu e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România. Bună ziua, dragi telespectatori! Ne reauzim la o nouă emisiune, Ora Adevărului. De astăzi, oficial, a început campania electorală. Vorbim despre alegerile locale și atât pentru județ. Dați-mi voie să prezint în seara asta, pentru că am doi candidați alături de mine, sau mai bine spus, în această după-amiază, este vorba de Francis Gerfner și Nicolae Ivănuș. Cei doi candidează pentru primăriile, Petroșani și Lupeni. Bună seara! Bună seara! Bună seara și mulțumim pentru invitație! Astăzi s-a dat startul campaniei. Afișele am văzut că au dispărut. Cum vă veți desfășura activitatea în perioada următoare? Încep cu mine. Care doriți? Deci n-au dispărut afișele, au dispărut bannerele, care din punctul meu personal au fost cam ilegale. Deci nu aveau ce căuta. Și acum la Petroșan, la PSD, mai sunt câteva nu care știu, dar sunt nu mă interesează, nu-i problema mea, deci... Da. E problema biroului de circumscripție care trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite sau sunt respectate legile pentru campania electorală, bun, legile în vigoare. Hai să începem atunci pe rând cu o scurtă prezentare din partea fiecăruia și v-aș ruga să-mi spuneți pe rând cum veți porni în această campanie. Domnule Ivănuș. Da. Deci sunt președintele organizației Pro-România din municipiul Lupeni și am fost desemnat de către organizație să fiu candidatul la funcția de primar și sunt și primul pe lista de consilier local. Din punctul meu de vedere, consider că Pro-România prezintă o alternativă la actuala conducere administrativă a municipiului, tot o alternativă de stânga și cred că eu sunt o persoană foarte potrivită prin experiența care o am și prin funcțiile deținute, plus realizările care le-am făcut până în prezent în Lupeni. De asemenea, lista de consilieri consider că este cea mai bună listă, văzând și celelalte liste și după ce s-au definitivat în data de 24 candidaturile și cam atât. Ca prezentare. Sunt o persoană, eu zic, foarte cunoscută în municipiul Lupeni și, de asemenea, cu foarte mulți oameni am lucrat din municipiul Lupeni, care mă cunosc și îmi cunosc și competențele și puterea de lucru. Dumneavoastră, domnule Francisc? Ce pot să spun despre mine? Spun nu știu câta oară. Sunt Francis Gerfner, candidatul Pro-România pentru funcția de primar a municipiului Petroșani. Astăzi am venit împreună, suntem doi colegi de partid, doi oameni cu multă experiență. Ambele echipe de consilieri sunt bine stabilite și cu oameni foarte bine pregătiți, oameni care doresc o schimbare reală atât în Lupeni cât și în municipiul Petroșani. Ce pot să spun despre noi, despre campanie, că... Cum veți începe campania? Noi am început, am fost în precampanie, până acum s-a terminat precampania, dar acum începe campania adevărată, în care legea spune clar că unele
chestii trebuie rezolvate doar prin mandatarul financiar, deci orice cheltuială se trece printr-un mandatar financiar. Este niște reguli foarte stricte, fără banere, fără afișe de o anumită dimensiune, fără alte mijloace de... Fără găleț, ulei, cum erau în nu acest... suntem adepții acestor pomeni electorale, cum se interpretau sau cum făceau alte partide. Da, așa este, a fost probabil pe vremuri, dar mie mi se pare un lucru ne la locul lui. Da. Aș vrea să îmi spuneți pe rând cum vedeți această campanie. Și de ce vă întreb chestia asta? Pentru că este starea asta care este, sunt problemele care sunt la nivel de județ, la nivel de țară. Noi asta nu aveam ce face decât să mergem la voturi. Se putea face mai din timp. Continui eu? Care doriți? Pe la cine te uiți? Nu contează. Eu vă las să vorbiți pe rând. Dacă vreți de data viitoare, vă nominalizez. Aș vrea eu să fac o mențiune. Noi nu suntem, ați făcut afirmația înainte cu gălețile, cu uleiul, cu... Noi din start suntem adepții unei alte politici, dar din păcate unele partide și acum mai obișnuiesc această... consideră că încă mai merge. Noi suntem și un partid mic, nu ne putem deocamdată, din punctul ăsta de vedere material, să ne comparăm cu alte partide și nici nu dorim. Să revin la campania electorală, sunt niște instrucțiuni foarte clare, stabilite de către guvern, de autoritatea electorală permanentă, instrucțiuni sanitare, care noi le respectăm vis-a-vis de întrunirile care sunt limitate la o anumită perioadă, în spații închise la un anumit număr, folosirea măștilor și așa mai departe. Deci respectăm toate instrucțiunile sanitare sau măsurile sanitare. E o campanie, acum vorbesc în nume propriu, evit interacționarea cu oamenii pentru că nu vreau să mă pun nici eu în pericol, nici ei să fie puși în pericol eventual de mine și încaut mesajele doar prin online, televiziune, altă posibilitate nu e, cât spre exemplu, presa nu prea mai este folosită, deci tot online și... Vă e frică să mai faceți în perioada asta campanie cum se făcea în alți ani? Dar nici din start, chiar dacă nu era această situație. Eu personal, vorbesc că numai personal, nu făceam acel gen de campanie. Continui să fie proiectele mele cunoscute, caut toate canalele posibile, inclusiv prin transmitere am grupul de consilieri care cunosc foarte bine programele și proiectele. Consilierii mei de pe listă sau care sunt și candidați la Consiliul Local sunt aleși, nu pot să zic că sunt foarte bine pregătiți pentru că din această listă numai eu am mai făcut politică, ceilalți nu au făcut politică, toți sunt la început. Dar, în schimb, sunt reprezentativi, ca și competențe pe linie profesională au făcut ceva sau sunt reprezentativi cetățeni în pentru zonele care locuiesc. Am căutat să fie acoperit un municipiu și după acesta a fost și criteriu. Dar, în schimb, sunt toți cu dorință de... Este normal, un partid nou înființat, oameni noi în politică. Era normal să... Acum, eu nu sunt așa nou în politică, dar în schimb... Nu, echipa care o aveți în spate. Am făcut o echipă care este alături de mine, cu trup și suflet, ce să mai zic. Da. Domnule Francisc, la dumneavoastră cum... Deci la Petroșan, să completez ce a spus colegul meu, Nicu Ivănuș, la Petroșani se respectă aceleași reguli ca și la Lupen, pentru că legea este legea și nu tocmeală. Și apoi distanțarea socială trebuie respectată. Deci va fi o campanie electorală probabil atipică un pic, pentru că trebuie să ne ferim de, Doamne ferește, de îmbolnăviri, atât noi, cât și ceilalți cu care interacționăm. Dar asta nu înseamnă că nu putem să ne întâlnim în aer liber cu cetățenii, să stăm de vorbă, respectând acea distanțare socială. Și consider că campania trebuie să se bazeze pe lupte de idei și lupte în proiecte.
Așa cum spunea și colegul meu, Nicu Ivănuș, și la Petroșani, deși a început o precampanie destul de acidă, mă refer la principalii contracandidații ai mei, s-au ajuns la jigniri care nu fac cinste nici lor și nici celor care sunt alături de ei și vor să-i voteze. O dovadă nu face... următorii sunt câștigători. Nu știm cine va fi. După părerea mea, fiecare candidat își are șansa lui, fiecare partid își are șansa lui. Consider că trebuie să ne purtăm decent ca lumea să înțeleagă ce vrem să spunem. Deci nu sunt adeptul unei politici agresive cu atacul la persoană, sunt adeptul unei politici și unei campanii decente, bazate pe lupte de idei și proiecte. Da. Dragi candidați, am să încerc cu dumneavoastră, domnul Francis, ca să nu mai spuneți cine să înceapă. Aș vrea să-mi prezentați lista de consilieri și care sunt primele 5 poziții. Sigur că da. Deci, bineînțeles, pe primul loc, pe locul de consilier, dar înainte de a prezenta lista de consilieri, dați-mi voie să spun că pe buletinul de vot, în urma tragerii la sorți, avem poziția a doua și la primar și la consilier local. Bineînțeles, mă bucur pentru acest lucru și pe lista de consilier, alături de subsemnatul, sunt alți colegi foarte bine pregătiți, Mariana Ghioc, președintele partidului, continuăm cu Daniel Ghiurca, Monica Boco, Ștefan Crăciunescu, Giuliano Bolog, da, un tânăr, și aici vreau să scot în evidență un singur lucru, continuăm cu Ștefan Crăciunescu, ofițer de carieră. Vă spun în două, trei cuvinte câte ceva despre fiecare. După cum vedeți că în primele 5 locuri avem și un tânăr și două doamne. Ținem foarte mult la acest lucru, deci ținem mult și la organizația de tineret și ținem foarte mult și la organizația feminină din Pro România. Pe lângă acest lucru pot să spun că avem oameni foarte bine pregătiți profesional, oameni care fac cinste locului care l-au ocupat și pe lista de consilieri, au făcut cinste locului de muncă unde și-au desfășurat și își desfășoară activitatea și toți dorim o schimbare reală în Petroșani, pentru că această schimbare este nu numai necesară, este foarte necesară și obligatorie, după părerea. Da. Domnule, să prezint și o listă, nu? Da, domnule. Bine. Deci, la municipiul Lupeni, Pro-România prezintă o listă de candidați pentru Consiliul Local, care, conform cutumei, începe cu mine, ca și candidatul și la primărie, și sunt și primul pe lista de consilieri. Pe locul 2 este Mihu Toma, este fostul comandant timp de 12 ani la Poliția din Vulcan, a ieșit la pensie anul trecut și sunt foarte mulțumit că a aderat la partidul nostru. Un adevărat specialist în ordine publică și economică. Pe locul 3 este Cârlescu Costică, un antreprenor foarte harnic și dezghețat. De vreo 20 de ani tot se chinuie cu anumite afaceri, din punctul meu de vedere cu succes. Pe locul 4 este Răcăreanu Mihaela Cristina, care este asistenta medicală a cabinetului medical medicului Crișan Grigore, o persoană foarte cunoscută. Pe locul 5 este Iepure Ovidiu, este miner la M. Lupeni, cu toate că are studii de inginer electromecanic, dar nefăcând probabil parte din partidul care trebuie, nu a ocupat până acum o funcție. Pe locul 6 este Voinea Simona și așa mai departe. Da. Domnule Francisc, nu știu dacă la Lupeni a avut loc, știu că la Petroșani a avut loc ieri extragerile la primărie. Există oarecum vreo discriminare între partide și cei independenți?
Sau a existat? Noi, deci la biroul electoral de circumscripție de la Petroșani s-a respectat legea. Deci în prima urnă au intrat prima dată partidele parlamentare și la început, în prima zi, că s-a repetat această procedură. Din cauza că USR Plus nu are reprezentare parlamentară. Și atunci, a doua zi, s-a reluat tragerea la sorți. În prima urmă au intrat partidele cu reprezentare parlamentară. După aceea, în urna a doua, partidele fără reprezentare parlamentară și, ulterior, ordinea a fost completată de candidații independenți care au fost înscriși pe lista de consilieri în funcție de în funcția datei înscrierii candidaturii. Cum vi s-a părut dumneavoastră? Dacă mă întrebați de discriminare, da, consider că totuși e un pic de discriminare, pentru că corect ar fi fost, după părerea mea, acea urnă să fie una singură și toți candidații să fie să ia parte la o singură extragere. Și să înțeleg că sunt mai multe. Sunt mai multe urne? Nu. Nu, urna e una singură, dar trei trageri la sorți. Și de-aia am spus, în prima urnă, deci așa se spune, în prima urnă intră partidele parlamentare, au intrat, așa este procedura. În a doua urnă, partidele care nu au reprezentare parlamentară și în a treia urnă intră independenții, candidații independenți. Dacă îmi cereți părerea, într-adevăr, e un pic de discriminare, dar nu putem comenta pe baza acestei legi. Care este o lege bine deci, în primul rând, este o lege aici. Și eu v-aș întreba... Dar vă referați la ordinea pe buletinul de vot sau la nu, ce trage la procedura sos? De... Procedura de... De trage la sos pentru ce? Atât pentru buletin, atât cât și pentru și diferența dintre partide și independenți. Dar e legislație, deci... Pentru că partidele în toate alegerile, politică... că sunt europarlamentare, că sunt locale, că sunt, că vor fi cele parlamentare în iarnă, există legislație și sunt favorizate totdeauna partidele parlamentare. Deci, întotdeauna. Deci, bun, și atunci șansele unui independent sunt de... Da, nu, e vorba de dar, o de pe listă. Păi, nu? Dar ce ziceți la adică de alegerea primarului într-un singur tur? Asta e cea mai mare discriminare posibilă. Deci, da, așa este. Și dacă a făcut precizarea că pe buletinul de vot la Petroșani... Sunt pe poziția 2. Este pe locul... La Lupeni s-a nimerit ca Pro-România să fie pe locul 1. Deci ar fi... Culmea pentru mine să zic că există vreo discriminare când suntem pe locul 1. Dar dacă erați pe locul 3, spuneați... Da, nu cred că spuneam deloc, pentru că am mai participat... N-am mai fost niciodată pe locul 1, dar am mai participat și la... Așa a fost să fie bilețelul. ...estrageri și... Deci s-a nimerit această chestie și... Da. Stimate coleg, să facem o mică precizare, doar atâta vreau să spun că... Într-adevăr, nu știu dacă e un avantaj ordinea pe lista, pe buletinul de vot, în momentul în care ești un om, un candidat de renume și ești un om de calibru, după părerea mea, nu contează ordinea de pe listă. Contează ce faci pentru cetățeni. Contează ce poți să faci pentru cetățeni, ce echipă ai în spate și ce activitate ai în spate. Și da. Ce fel de om ești. Acum, vedeți dumneavoastră, totodată cu limita asta, cu distanțarea, cu foarte multe restricții. Cum vă veți desfășura activitatea? Aici vorbesc când vă veți duce în aeroport, în diferite părți. Aici, dacă vă uitați la mine, aeroportul este în Petroșani, da, pe Lupeni, în alte cartiere. Da, dacă vă duceți, când vă duceți în anumite părți, de exemplu în colonie, câți consilieri vă puteți lua după dumneavoastră? Sau eu pot să iau toată echipa de consilieri și de 24 la o adică. Dar deci aveți, atenție, dar sigur că da, dar atenție. Cum ați precizat și colegul Nicu Ivănuș și am precizat și eu, sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm și pe care este foarte bine să le respectăm, pentru că astfel ne protejăm și noi, pe noi înșine, și protejăm și pe alții. Deci, niciodată nu vom sta la o distanță prea apropiată nici de cetățeni și nici între noi. Cu cetățenii. De la distanță. Stăm în cerc, în aer liber și e recomandabil să fie în aer liber, nu în spații închise. Da. Domnule Ivănuș, la dumneavoastră cred că tot asta e procedura. Nu. Deci
Eu din start mi-am făcut un alt program electoral, deci cau prin toate mijloacele să comunicați aduc, prin mass media? Nu neapărat. Deci echipele sunt foarte reduse de comunicare. Pe mine mă interesează să ajungă mesajele la alegători. Cum faceți? Și, sau cum veți face? Deci prin online, prin mass media, cum facem acum, sau celelalte televiziuni, și prin materiale cu pliante, mai ales că afișajul este cum este, cu anumite limite. Oricum, eu voi lua toate măsurile ca să reușesc să transmit la majoritatea alegătorilor proiectele noastre. Deci, sunt convins că voi reuși în cele 30 de zile, consider că e arhi-suficient această perioadă, de asta campania preelectorală sau precampania la mine nu a fost efectiv atât de intensivă, nu am făcut banere. Consider că dacă vrei să spui ceva, sunt suficiente cele 30 de zile de campanie. Nu trebuie mai mult și nici nu trebuie investit financiar, nu știu câți bani pentru să arăți ce putere financiară ai sau cât. Adică sunt niște bani pe care eu nu înțeleg ca să fie cheltuiți. Trebuie cheltuiți niște bani în sume, în limitele legale și asta. Pe panourile amenajate ați reușit să vă puneți Nu a fost un afiș, problemă. Două câte se pun. Deci, conform legii, eu am pus unul. Deci, conform legii, se pune unul câte pe fiecare. Câte afișe sunt? Pardon, câte spații amenajate sunt la Lupeni? În Lupeni sunt 5 spații. Și la Petroșan, domnule? La Petroșan eu vă spun din experiența de acum 4 ani de zile, erau 12 în total. Acum ați reușit să lipiți? Nu, n-am reușit. Mâine să ne apucăm să facem această acțiune. Am înțeles. Pentru că azi am avut un eveniment pe care o să-l comentăm mai târziu. Există vreun viitor în Valea Jiului? Există. Atâta pe plan economic cât și turistic. Păi tot una. Păi economic este financiar? Nu, din potrivă. Deci turismul este economic și poate să-l dau. Adică e o alternativă față de situația actuală. Păi da, de exemplu, Petroșan poate să investească un mare patron. De ce să investească primăria? Să investească în turism. Da. În turism. Cum și s-a întâmplat la Lupeni. Deci primăria să facă... Nu poate primăria investi în așa ceva. Deci primăria poate face condițiile. Nu, dar exemplu... la Lupeni, un mare om de afaceri a dezvoltat. Da, nu, dar primăria a creat condițiile inițiale. Asta se poate întâmpla și la Petroșani. Da, există programul de dezvoltare a domeniului schiabil care este undeva realizat în proporție 21-22%. Poate chiar 26%. Dar programul e de vreo 12 ani. La Lupeni a pornit tot de 12 ani, dar e realizat în proporție de 100% programul inițial și mai apar prin sistemul privat, s-a făcut o dezvoltare prin Emil Părău, care este un investitorul cel mai potent din Straja, au apărut și alții, deci sunt multe investiții în Straja realizate, de asta s-a și ajuns la o performanță în turismul de iarnă. Deci părerea mea personală e trebuie dezvoltat turismul alternativ în Lupeni, mai ales că municipiul Lupeni va beneficia în perioada care urmează de niște spații foarte atractive pentru dezvoltare și consider că ar trebui să se orienteze către dezvoltarea turismului pe aceste spații. Deci mă refer la fostul câmp minier Lupeni Sud, fosta mină Bărbăteni, mă refer, nu incintele care pot fi niște parcuri industriale foarte atractive. Și de la M. Lupeni, jumate din incintă este a primăriei Lupeni deja, zona stadionului, zona ștrandului, sunt toate ale primăriei. Deci chiar dacă ele funcționează în regim de parteneriat public-privat, consider că noile terenuri care vor apărea începând de anul viitor în gestiunea primăriei creează premise de dezvoltare pentru investiții în turism cu ajutorul primăriei. Pentru că și investiția din Straja a fost făcută tot prin primărie,
chiar dacă s-a făcut și cu ajutorul Companiei Naționale de Investiții. Deci, asta e diferența. Telegondola de la Lupen s-a făcut pe datorie inițială și locuitorii din Lupen nu ar trebui să uite că datoria a fost stinsă de către primul ministru Victor Ponta. Pe când aici s-a oprit investiția, n-a mai fost finanțată și a rămas, și mă gândesc așa, chiar discutam cu Feri acum vreo câteva zile, ce ar fi însemnat pentru Petroșan și pentru toată Valea Jiului, că noi suntem și pentru Valea Jiului echipa noastră, ce ar fi însemnat telegondola din aeroport unde era proiectată sau unde e proiectată și astăzi, de la blocul acela de pe strada aviatorilor al Renerului sau cui este astăzi, sau lui Electrica, ca să se fi făcut telegondolă de acolo până sus în Rusu. Ce da. Câștigi, cum dezvolta zona. Domnule Francisc, eu vă întreb pe dumneavoastră, din statistica spusă de domnul Ivănuș, cred că așa și este. Petroșanul este dezvoltat în proporție de 25%. Nu Petroșan. Să nu facem niște domeniu schiabil. Pe da, dar este aparține de Petroșan. La... Domeniu schiabil. Deci când a spus Petroșan, Petroșanul înglobează și altceva. De-aia v-am corectat. Bun. Atunci, de ce la Lupeni s-a putut? Pentru că s-a putut, pentru că la Lupeni primăria a avut interes în acest lucru și nu numai, a funcționat foarte bine acest parteneriat public-privat. Și aici vreau să fac o paranteză. Primăria nu poate investi. Primăria investește în infrastructură, creează cadrul legal, concesionează terenurile. Deci astea sunt niște facilități pentru viitorii oameni de afaceri care vin să investească în zonă. Tocmai la Lupeni? Exact. Aici voiam să scot în evidență Lupeniul. De ce la Petroșan nu se poate și la Lupeni? Pentru că nu s-a vrut, domnul Câmpian. Nu s-a vrut. La Petroșan tot timpul interesele de grup erau mai mari decât alte interese. Și aici nu s-a implicat primăria destul. Pentru că la un moment dat primăria, și deși a avut uși deschisă și la București, să nu spună mie nimeni că... Din cauza guvernelor, două municipii. Da, sigur. Pe de-aia spun. S-a reușit. Dacă la Lupeni s-a reușit, de ce nu s-a reușit și la Petroșani? Pe asta este întrebarea. Și acum ieșim pe postul de televiziune și spunem că m-a blocat nu știu care guvern, că n-a fost de acord, nu știu cum, cine, nu știu cine n-a aprobat proiectul, cine a oprit finanțarea. Dacă este adevărat. Domnul Câmpian, eu nu spun că nu sunt lucruri și adevărate. Da, eu vă întreb pe dar în momentul în care... Stați un pic, hai să vă întreb. Dumneavoastră aveți un apartament, da? Păi dacă vreți să-l zugrăviți la un moment dat, păi faceți toate sacrificiile ca să-l terminați, să-l puneți în curat pentru familia dumneavoastră și să le creați familiei un spațiu curat, un spațiu igienizat, un spațiu plăcut în care poți să trăiești, da? Deci... Faci și sacrificii, bineînțeles, înainte, pentru că aloci niște bani. Ei, așa e și cu o investiție în, și nu numai în turism, peste tot. Aici, după părerea mea, oamenii de afaceri, au vrut unii oameni de afaceri să investească foarte mult și au fost blocați. Deci cunosc cazuri concrete și nu intrăm în detalii. N-ați dori să le spuneți încă sau poate le spuneți și nu este corect, nu este corect să le folosesc numele unora. Dar au fost și sunt oameni de bună credință care intenționează să investească. Întrebarea care pe cetățeni îi interesează. Petroșaniu la această oră putea să fie ca Lupeniu? Putea să fie, hai să zicem, chiar așa, pentru că investiția este mult mai mare la Petroșaniu. Ăsta este adevărul și condițiile de relief sunt mult mai de altă natură. Deci e și înălțimea mult mai mare, ca să captezi apă, ca să asiguri apă pentru tunurile de zăpadă și să alimentezi toate cabanele din zona. Investiția, suprafața este mult mai mare. A doua chestie, altitudinea este mult mai mare. Mergem mai departe. Problemele de mediu nu sunt rezolvate la Petroșan, ceea ce la Lupeni sunt în curs de rezolvare, aproape că s-au rezolvat acolo problemele de mediu. Ați văzut câte... Și să termin ideea. Ce poate face primăria în acest caz? Deci obligatoriu trebuie să asigure infrastructura, deci mă refer la infrastructura rutieră, apă și canalizare.
Deci să asigure utilitățile pentru cei care investesc în zonă. Domnule Francis, dacă la această oră încă este mizerie... E foarte multă mizerie, pentru că nu există o catalizare. Niciodată nu putem compara cele două municipii. Deci la această oră nu le putem compara. Aici, când vorbim de mizerie, mă refer și la educație, că asta depinde și de educația turistului. Eu sunt un pescar, mâine chiar mă duc la un concurs de pescuit, dar vreau să spun că în locurile unde punem tabăra și pescuim, noi tot timpul facem curățenie și aducem gunoiul acasă, ori la Petroșani, ori la cel mai apropiat centru de colectă. Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi. Deci, voiam să fac o completare, să vă zic totuși adevărul. Deci, domeniul schiabil Voineasa, care este la 25 de kilometri de, sau 30 de kilometri de Petroșani, este finalizat ca proiect inițial. Valoare de 27 de milioane de euro. Proiectul din Straja este finalizat tot 20 și ceva de milioane de euro. Proiectul din Parâng, într-adevăr, este la 70 și ceva de milioane de euro. Nu vreau să spun vis-a-vis de rea voință, dar în schimb, cele două, atât domeniul schiabil din Straja, cât și domeniul schiabil din Voineasa, a fost făcut pe datorie, pe banii antreprenorului. Deci, în cele două zone au avut și antreprenori foarte serioși și au riscat bani. În ideea că vor veni. Și tocmai asta am susținut și vreau să reiau ideea, deși primăria Lupeni, după finalizare, a fost în plan de insolvență, pentru că nu erau plătiți. Deci nu puteau fi plătiți din bugetul local. Deci trebuia neapărat prin Ministerul Fondurilor de Dezvoltare, Ministerul Dezvoltării, la fel ca și Voineasa, care era o comună. De unde să-și plătească domeniul schiabil când ei au un buget de 1 milion de european, iar la Lupeni este 7-8 milioane de european, pe când domeniul era, lucrările într-un an de zile au fost 20 și ceva. Tocmai asta am zis, când deci odată a fost și curajul administrației de atunci, din 2012 al Lupeniului, trebuie să recunosc chestia asta, dar în schimb și guvernul care a venit în 2012 le-a dat banii pe urmă. Era în prag de... Deci tocmai asta am zis, că Victor Ponta a dat acei bani municipiului Lupeni, care era de 3 ori bugetul, pe 3 ani sau 4 ani bugetul, fără să se plătească salarii din buget și așa mai departe, sau alte cheltuieli bugetare pentru funcționarea primăriei. Deci dacă se vrea, se poate. Revenim după sigur, un scurt moment publicitar.
În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior sau adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul EON România și Delgaz Grid. Dragi telespectatori, am revenit după scurtă publicitate. Domnule Francisc, dumneavoastră vă luptați pentru primăria Petroșani. Pot să spun bine, luptați pentru primăria Petroșani. Sigur. Ce ați putea schimba dumneavoastră în următorii 4 ani și dacă v-ar ajunge doar 4 ani pentru o schimbare? Dacă ne referim la un regim se poate schimba în 48 de ore sau minim 24, dar o mentalitate se poate schimba în câțiva ani de zile.
Ce pot să fac eu și ce schimbări aș putea să aduc eu în primăria municipiului Petroșani? În primul rând, un management performant. Deci asta este scopul meu. Un management performant și un management transparent. Și tot ce facem în plină transparență, facem pentru oamenii locului. Acest oraș și acești oameni de aici au nevoie de o schimbare, obligatorii. Deci, trebuie să plecăm de la premisa că eu sunt angajatul cetățeanului și eu trebuie să lucrez pentru cetățean și nu cetățeanul pentru mine. Bine, nu se înțelege că prin acest management pe care îl propun eu, repede mergem și facem curățenie în primărie, să dăm afară oameni, unii așa au interpretat. Bine, nu numai eu am lansat această idee. Nu, departe de mine așa ceva. Vrem să facem un management performant, vrem să arătăm că se poate face un alt fel de politică pentru oameni. Și țin foarte mult la acest lucru, pentru că la un moment dat, după 13 ani de guvernare a actualului edil, după părerea mea, trebuie schimbat un pic mentalitatea. Deci trebuie adus o schimbare. Știți cum, vă dau un exemplu, Sir Alex Ferguson, mulți ani a fost antrenorul echipei Manchester United. La un moment dat a început să scârție jocul echipei. N-a mers. Și cât a fost el de vechi și de bun, a fost schimbat. Deci Petroșanu are nevoie de un nou suflu, un nou elan, de oameni noi, idei noi, la vremuri noi. A ieșit în spațiul public o afirmație chiar din gura domnului Costel Avram, unde spunea că va restarta Petroșaniu. Și aici spunea că cei care nu își vor face treaba vor pleca acasă. Bineînțeles, cum s-a întâmplat și la Paser. I-a strâns cu ușa pe unii sau pe alții să-și plătească datoriile și multe altele. Cum ați văzut acea ieșire în spațiu public? Dacă îmi cereți mesajul electoral, Restart Petroșan, vă spun o glumă. Atenție cu pe ce buton apeși, pentru că restartul e lângă shutdown. Deci asta vă spun. Și s-ar putea să greșească acele două butoane și atunci nu este ok. Sau mergem 3, 2, 1, 0, restartăm. Hai să numărăm mai departe. 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 și așa mai departe. Deci un inginer sau un matematician așa numără. Da. Păi asta vă întrebam că... Bine, fără a critica pe colegul meu. Și nu este corect să-l critic acum într-o emisiune... Nu e vorba de o critică, este vorba că a spus clar că dacă ajunge la primărie, va face curățenie și cei care nu vor să muncească... Dacă va ajunge la primărie. Bine spus. Da. Că da, virgulă... Vreți să comentez și eu pe subiectul ăsta puțin, cu toate că... Întâmplător, dacă am fost și director general la PASEL, cu un subiect. Deci dacă vis-a-vis de managementul performant a domnului Costel Avram, nu știu prin ce a fost performant, pentru că el când s-a dus, a găsit firma fără pericol de insolvență, cu bilanțul pozitiv. Deci meritul deosebit pentru readucerea pe linie o are domnul Ionică Cristian. Asta e realitatea. Aici vă pot face o completare, tot în spațiu public dânsul a spus-o. La momentul când el a ajuns director la APA Serv, firma era maică să se prăbușească. Nu este adevărat. De materiale de presă. Nu este deci adevărat. E demagogie și să nu zic niciuna. Nu știe foarte bine despre deci ce vorbim. Deci eu când am fost director general la APA Serv, timp de 9 luni, nu știu de ce alții au impresia că am fost mai mult, am încheiat mandatul domnului Cioară, am găsit firma cu 7 conturi blocate, cu... Se încerca accesarea unor fonduri europene de 40 de milioane de euro pe programul 2007-2013 și nu puteau fi accesate din cauza situației economice. Și, deci meritul atragerii fondurilor europene, să știți că este a lui Monica Tarcea și atunci, inclusiv acum, că ea este adevărata specialistă în fonduri europene. Eu am obținut licența. Am făcut de asemenea certificarea pe sistemul integrat de management, lucruri obligatorii la o societate de servicii utilitare care din 2007, de când s-a înființat APA Serv, că înainte a fost REAVJ și pe urmă SC APA Serv înființată,
nu avea nici licență de, pentru serviciile prestate, nu avea nici certificarea, lucru obligatoriu pentru accesare de fonduri. Și Ionica Cristian a făcut ideea, deci ideea a fost înainte de sfârșitul mandatului meu, ăsta e realitatea cu divizarea societății ca să rămână datoriile pe Nova Serv și Apa Serv să fie o... Crearea unui nou, dar aici a fost o chestie, când eram în consilier județean, Nicu nu știe foarte bine, eu am sprijinit foarte mult Apa Serv. Deci și RAVJ-ul și Apa Serv. Deci aici vorbim de două structuri total diferite, dar ce înseamnă, ca să înțeleagă toată lumea? RAVJ era vechea firmă. Nu putea să, așa cum foarte bine a spus domnul Nicu Ivănuș, nu putea să acceseze fonduri europene fiind o firmă plină de datorii. Și atunci trebuia creat o firmă nouă, fără alte probleme economice, iar vechea firmă rămânea cu datoriile. Și abia atunci s-a putut pleca mai departe. Nicu Ivănuș a fost un director deosebit în perioada aceea și a avut tot sprijinul meu de la Consiliul Județean și vreau să spun, ca să știe toată lumea, în acea perioadă s-a încercat unificarea APA Pro Deva cu APA Serv Valea Jiului, pe care am blocat eu personal. Consiliul Județean a vrut să facă... Unii din Consiliul Județean, numai că, din fericire, au mai fost și consilieri județeni acolo care s-au opus categoric acestei măsuri. Da. A fost o discuție pe marginea subiectului. Știu că vreau să fac o singură APA Pro, trebuia să fie... Deci era o prostie și vă spun și de ce. În primul rând, cele două unități de deservire de producere a apei potabile fac parte din două bazine hidrografice diferite. Da. Și clar că nu au contacte diferite. Deci nu are nicio treabă regională a apei Craiova, apelor Jiu Craiova, cu bazinul Mureșului. Cum să unești două unități de acest gen? Da, era o prostie. M-am opus categoric și mulțumesc și foștilor mei colegi din Consiliul Județean care m-au susținut. Da. Domnule Francisc, dumneavoastră ați mai făcut politică, vă place să faceți politică, acum aveți mult mai mult timp să faceți politică, deoarece, dacă am înțeles bine, ați ieșit și la pensie. Așa. Spuneți-mi un pic, implicarea dumneavoastră în acest partid, ce v-a făcut pe dumneavoastră implicarea asta atât de puternică în partid? Dar să facem niște paranteze. În primul rând, nu că îmi place să fac politică. Nu, asta nu-i greșit. A cuiva să-i placă să facă politică, nu. Nu, aș spune altfel. Fac politică din cauza faptului că nu mi-este indiferent ce se întâmplă în jurul meu. Nu mi-este indiferent ce văd în fața mea, ce văd în spatele meu. Nu mi-este indiferent ce viitor pot să asigur copiilor mei și copiilor dumneavoastră. De-aia am intrat în acest partid și eu și Nicu Ivănuș să punem umărul, că suntem oameni experimentați, și în domeniul managementului, și în domeniul marketingului, dacă trebuie. Deci suntem oameni care am condus alți oameni. Și nu numai că am condus, am condus bine. Și atunci ne punem experiența profesională și în slujba politicii. Asta vrem să facem, pentru că sunt necesare schimbări. Vedeți și dumneavoastră, să nu spuneți că sunteți foarte mulțumiți de acest oraș, de acești oameni de aici, de viața lor, de zi cu zi. Vă întreb, ce o să faceți cu copiii dumneavoastră după ce cresc? Păi le puteți asigura un viitor? Știu. Numai eu vă întreb, v-ați gândit vreodată că acești copii frumoși pe care îi aveți, ei cresc și la un moment dat trebuie să plece de aici, pentru că nu li se asigură dar nimic. Dar vă întreb pe dumneavoastră altceva. Vă rog. Viitorul Văii Jiului va mai fi viitor? Viitorul va fi, normal că va fi viitor. Nu va mai fi, pentru că va rămâne Valea Jiului pustie. Nu, dar e greșită pusă întrebare. Viitorul va fi viitor. Deci, nu, eventual, nu specificați... Nu, în sensul bun al cuvântului. Spuneți așa, va avea un viitor mai luminos, mai bun, mai altfel.
Problema este că oricine care fac 18, 19, 20 de ani pleacă. Știu, asta este o problemă și eu stau și îmi pun întrebarea și asta mi-o pun. Am văzut pe acele bannere pe care le-a criticat colegul meu. Într-adevăr, dar văd mesaje înainte, împreună, dezvoltăm împreună, facem. Păi, 13 ani am stat pe loc, unde să mai mergem? Unde să mai mergem, stimate coleg? După, dacă 13 ani am stat pe loc, 13 ani am stat pe loc și acum mergem înainte, unde să mai mergem? Și cu cine? Da. Deci, dacă în 13 ani ne-am mișcat doar într-un cerc, de acum încolo nu cred că ne asta înseamnă viitorul. Asta vreau să spun, asta înseamnă un viitor. Deci trebuie să mișcăm ceva, să schimbăm ceva. Schimbarea este necesară, obligatorie. Păi și asta vă întrebam eu noastră, din poziția de primar, de mâine ajungeți la primărie, în primii 4 ani, veți putea schimba? Nu poți să faci, am spus, un regim se poate schimba în 24 de ore, dar o mentalitate și un oraș, o comunitate, nu poți să o schimbi. Cam în 4-8 ani poți să faci ceva pentru ei. Pentru că există proiecte care se întind de mai mulți ani. Nu poți să faci într-un singur mandat. Gândiți-vă, știți ce înseamnă un proiect european? E colegul vorba că poate până să primești banii. Sigur, până aprobări și așa mai departe, studii de fezabilitate, nu e chiar așa de simplu. Da. Domnule Nicolae, credeți că această campanie va fi murdară? Se va juca murdar? Da, de ce? Voiam să reiau și eu subiectul care l-ai zis la domnul Feri, vis-a-vis de viitor. Deci eu am o părere personală și de fapt e și programul partidului. Administrațiile publice atât în Valea Jiului, cât și în România, sunt prea stufoase și prea numeroase. Știți că în Valea Jiului, unde sunt 3 municipii și 3 orașe, sunt 105 de consilieri locali, la 120.000 de locuitori, când un oraș reședință de județ are 120.000 de locuitori. Toate programele de dezvoltare actuale, și de apă și canal, și transport cu Green Line-ul, sunt pe toată Valea Jiului. Eu sunt adeptul personal și partidul din care facem parte, cu reorganizarea administrativă care trebuie făcută, eu sunt adeptul unei singure localități. Și de asemenea, în Pro-România, suntem acum la început pentru un proiect Victor Ponta, președinte 2024. Eu față de Feri, vă dau un scris. Nu am de gând mai mult de 4 ani. Deci eu vreau doar un mandat de 4 ani. E suficient ca să fac ceea ce doresc și să fac proiectele. Nici nu trebuie mai mult de 4 ani. De ce? Consider că ceea ce mi-am propus realizez. Și peste 4 ani, eu personal, am zis că vorbesc în nume personal. Da. Și v-am zis, sunt partizan pentru reorganizarea administrativă în programul partidului. Din 41 de județe trebuie să se facă 51, din 3600 de UAT-uri sau localități sunt 1800. De asemenea, referendumul național care a fost în valoare cu un scor zdrobitor realizat cu cei 300 de parlamentari. Nu se poate să nu schimbăm o dată Constituție. Dintre care 200 de deputați și 100 de senatori. Sau mă rog, cum s-au împărțit criteriile. Deci, problema cu schimbarea Constituției pentru reorganizarea administrativă, nu poate statul să mai țină 1.400.000 de oameni angajați la stat. Nu se mai poate. Ca mai sunt și 5,5 milioane de pensionari și să țin, și sunt 3,5 milioane de angajați. 3,5 milioane de angajați să țină toată chestia asta. Da. E imposibil. Și de asta văd și în Valea Jiului să fie primul pas, vreau să zic, adept, normal că nu o să pot face eu, dar vorbesc o idee la care eu din 2011 sunt partizan. Deci eu locuiesc cu domiciliu, îl am în Lupeni, dar mai am 2 apartamente în Petroșani. Eu locuiesc și în Lupeni și în Petroșani în funcție de domiciliu și de asta și candidez la Lupeni, pentru că am domiciliu în Lupeni. Dar eu sunt cetățean, consider că sunt al Văiei Jiului și vreau
binele Văii Jiului și, de fapt, toată Valea Jiului are ceva comun. Deci, industria, monoindustria care s-a terminat, s-a închis, deci nu mai există, pentru mine, cuvântul minerit nu mai există, iar Ludovic Orban, când a făcut afirmația 6 august în municipiul Petroșan, că la inaugurarea municipiului la inaugurarea Muzeului Mineritului, că caută soluții de redresare, povești. Poate fi redresare doar pe domeniul energetic. Și de aia, dacă ați văzut prin mass media, se dorește formarea complexului energetic Valea Jiului cu componentele alternative. Gaz și apă. Deci unde e mineritul atunci? Deci cine vede? E dispărut, domnule, ce dispare? Că pentru mine e dispărut. Atâta timp cât se lucrează cu productivitățile, cu cheltuielile. Deci acest complex energetic Hunedoara, care a fost înființat recent, relativ recent, a pornit cu zero datorii și a făcut deja 1,5 miliarde de euro pierdere. Deci pe lângă că o fi dat salarii de 1 miliard de euro, 1,5 miliarde. Păi ce se puteau face cu... Deci sunt pierdere cumulată. Facem complex energetic Valea Jiului peste 2 sau 3 luni, cum sunt anumite misiuni și programe, și începem iar cu datorii, că nu sunt rezolvate niște probleme. Da. Spuneți-ne puțin despre cum veți vedea această campanie. Se va juca murdar? Din punctul meu de vedere, nu. Deci, eu sunt omul care construiește, nu demolează. Nu am absolut nimic, îmi respect competitorii pentru primărie contra candidații. Normal că e firesc, eu mă cred cel mai competent și cu experiența cea mai mare. Sunt și cel mai vârstnic din candidați. De asemenea, și echipa de consilier local sau candidații pentru Consiliul Local de la municipiul Lupeni, consider că echipa noastră, care este o echipă completă și reprezentativă, este cea mai bună. Încă o dată, poate nu sunt toți atât de pregătiți, dar în schimb au dovedit competență profesională și dorință de a face acum politică pentru oameni. Domnule Francis, la Petroșani, credeți că va avea loc o campanie murdară? Da, la Petroșani este un alt regim. O campanie, un alt regim, un alt fel de campanie. Părerea dumneavoastră. O alt fel de campanie, pentru că deja a început acea campanie murdară de care am amintit mai până la începutul emisiunii. A început din pre-campanie. Din pre-campanie, așa este. Dar cred că cei doi candidați care au apărut pe micile ecrane și au început cu și limbaj și atacul la persoane, să înceteze, pentru că este un circ ieftin pe care locuitorii de aici, din Petroșani, nu-l gustă cu plăcere și, după părerea mea, totuși, electoratul din Petroșani s-a maturizat destul de mult și așteaptă altceva de la un candidat. Adică, am mai spus, o decență, luptă de idei și în proiecte. Ce va fi, sper să nu fie, pentru că noi nu facem parte din... acest circ. Da, nu era vorba că dumneavoastră veți fi un om care veți pune paie pe foc, de ce să pun paie? Sau să creați un scandal. Nu am spus chestia asta. Nu fac așa ceva. Problema este că la nivel de Petroșani există deja un scandal politic. Da, am spus, e un circ. Există. Care se derulează pe micile ecrane. Asta dă dovadă de cei 7 ani de acasă și multe alte. Nu o spune, dar nu sunt politici, ce s-a întâmplat. Haideți să vă mai spun despre ce este vorba. PNL-ul și PSD-ul se cred cele mai, într-adevăr, sunt cele mai mari partide la ora asta, dar din, din PDP și chierul politic. Eu n-am spus, am spus cele mai mari. Normal că au pretenții de, pentru a câștiga orice urbă, orice UAT, dar după părerea mea, atenție, partidele mici și independenții au ieșit cu și partidele mici și candidații independenți consider că sunt poate mult peste nivelul celor doi candidați. După părerea mea, fiecare și are șansa lui. Eu, din spirit de fair play, am urat succes tuturor candidaților. Eu nu umblu cu tot felul de măgării de genul ăsta. Dacă sunt invitat la o dezbatere publică, chiar îmi face plăcere să mă duc. Și acolo putem, lumea vede cam
ce fel de oameni sunt. Și atenție, nu partidele, la locale nu neapărat partidul contează, ci omul din partid. Da. Domnule Francisc, revin iară din nou la domnul Nicolae, pentru că mai devreme spunea că e om al Văi-Jiului, are două locuințe, adică zic două locuințe, pentru că una la Petroșani, una la Lupeni. Și atunci, cum vedeți... Trei locuințe. Bine, una la Petroșani și una la Lupeni. Spun una și una. Să simplific treaba. Cum vedeți Valea Jiului din punctul nostru de vedere? Deci, la această. Am făcut precizarea înainte și pe ce mă bazez. Încă din 2011 mi-am permis să fac un proiect cu Valea Jiului, cu un proiect pentru dezvoltarea zonei. Și vreau să vă spun că Petroșaniu are pe toate programele de dezvoltare care s-au făcut pe strategie 120.000 de locuitori. Și vis-a-vis de un stat de 84.000 de locuitori între Franța și Spania, care se numește Andorra, are 84.000 de locuitori, nu are aeroport, nu are cale ferată, noi avem totuși cale ferată, și are 10,5 milioane de turiști. Iar zona, suprafața acestui stat este aproximativ cât Valea Jiului, deci acum 30 de ani era o zonă doar de păstori și foarte săracă și astăzi este o zonă bogată, mai are și culorile tradiționale românești, roșu, galben și albastru. Deci există posibilitate. Deci dacă se vrea, am mai făcut afirmația asta, comparația, toți zic că sunt vise, dar eu zic că este complet realizabil și această zonă unde avem domeniul schiabil, Straja. Pasul Vulcan se poate lega de domeniul de la Straja. Există chiar un proiect în sensul ăsta. Parângu este rânca de gorj, tot în zona aici. Voineasa, domeniul schiabil Voineasa, se poate face și Ureanu, există gândire. Deci dacă se merge unitar, tot să vrem la fel, va scoate Valea Jiului. Și trebuie, pe lângă turism de iarnă, turism dezvoltat, turismul alternativ. Sigur. Încă o dată, repet, Lupeniu are niște spații, începând de anul viitor, foarte atractive, care, unde se pot face condiții și investiții, dar turistice. Să se dorească, vă dau exemplu, gen un par de distracții, un aqualand sau ceva de genul ăsta, ca să fie valabil și iarna, și vara, și să fie atrasă lumea. Deci cum pot trăi unii de litoralul, ține un județ întreg? Valea Prahovei ține un județ întreg. Deci, cred că am putea și noi să ne dezvoltăm. Da, cu răbdare și cu dorință. Permiteți să dau un exemplu foarte simplu, foarte simplu. Am fost într-o localitate care se numește Moneasa, în județul Arad. E o stațiune, cum să vă spun, o stațiune destul de mică, cu ape termale, dar vreau să spun că datorită unui festival care se numește Festivalul Clătitelor, în care peste 150.000 de oameni vin la Festivalul Clătitelor, care e tradițional de zeci de ani de zile, gândiți-vă, un oraș care are un 2000, orășel, care are un 2000 de locuitori, o dată pe an, are un aflux de turiști de 150.000 de oameni și întinși pe sâmbătă și duminică, pe două zile. Și acel oraș trăiește nu numai din apele termale care sunt acolo. Deci gândiți-vă câți bani vin la buget după Festivalul Clătitelor de la Moneasa. Da. Spuneți-ne și părerea noastră, cum vedeți Valea Jiului din punctul nostru de vedere. La fel de bine. Eu după părerea, eu sunt născut, crescut aici de câteva generații. Eu n-aș pleca de aici. Și am să vă dau un exemplu. Dar mie îmi pare rău că lumea pleacă și, în general, tinerii pleacă de aici. Foarte bine, dar toți tinerii, am discutat inclusiv cu fiica mea. Și am întrebat-o, mă, tati, de ce nu... N-ai vrea să vin apoi? Și mi-a dat un răspuns normal, care este un răspuns la ce să fac eu în Valea Jiului, înțelegeți?
E un răspuns pe care o să spună toată lumea, toți tinerii care au plecat din zonă. Dar mă întâlnesc și cu o persoană săptămâna trecută de vârsta a doua, la vârsta maturității, care îmi spunea că pleacă în Marea Britanie. Și eu, bineînțeles, la prima vedere am felicitat-o. Vai, mă bucur dacă v-ați găsit, plecați în Marea Britanie. Dar mi-a spus, mi-a tras atenția și m-a și tras de urechi din simbolic. Nu, să nu vă bucurați din punctul ăsta de vedere, pentru că eu iubesc Petroșani. Întristați-vă că pleacă oameni ca mine de aici. Și într-adevăr mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Da. Timpul nu ne mai permite și aș vrea ca mesajele dumneavoastră, fiind campanie, să ajungă la urechile telespectatorilor. Și acum, care dorește să înceapă primul? Încep eu. Deci mesajul meu este să aibă lumea grijă și să fie sănătoasă, să aibă grijă de sănătate. Asta este cel mai important. Chiar dacă s-a deschis acum, astăzi, prima zi de campanie, eu personal aștept să-mi prezint până la sfârșitul campaniei, cele 28 de zile de campanie, să-mi prezint proiectele, să-i conving pe oameni și sunt sigur că îi voi convinge că proiectele mele sunt cele mai bune proiecte. Da, în primul rând, mesajul meu este să fie sănătos, să aibă grijă cu aceste măsuri sanitare ca să evite virusul. Dumneavoastră, domnule Francisc? Candidaților, mult succes, iar populației le transmit că o schimbare este absolut necesară, o schimbare trebuie făcută în Petroșani. Trebuie să oprim subdezvoltarea Petroșanului. Trebuie să o dezvoltăm Petroșani. Trebuie să vină o echipă nouă la conducerea urbei. Dacă nu facem acest lucru, ne afundăm și mai mult în noroi. Ce pot să spun? Un mesaj simplu. Lumea să aibă încredere în oameni noi, la vremuri noi, să mergem împreună. Da. Dragi telespectatori, în această seară sau după amiază, alături de mine a fost Francis Gerzner, candidează la primăria Petroșani din partea partidului sau din partea organizației Pro-România. Iar la Lupeni, Nicolae Ivănuș candidează la primăria Lupeni, tot din partea partidului Pro-România. Noi, atât eu cât și voi, n-avem cuvinte prea multe de spus, doar să vedem cum va derula această campanie. Vă doresc tuturor o săptămână plăcută, un weekend cât mai fericit. La revedere! Nu v-am lăsat și pe voi să spuneți. Că v-am ținut prea mult. Ce anume?